Da. Salută la toată mea. Numele meu este Murat și bine ați venit la un episod de Granny. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun că n-am mai postat de câteva zile. Adică n-am mai postat. Pentru că nici luni n-am mai postat pentru că am fost la țară, n-am mai postat pentru că am fost la țară. Marți n-am mai postat nici miercuri, nici joi. Pentru că știu că nu prea m-am mai apucat, că m-am simțit puțin rău, m-am simțit rău. N-am mai postat, m-am simțit rău. Eram bolnav. Acum sunt bine. Ok. Să continuăm. În tot îmi zicea să mai joc Granny. Ok, mi-am revenit. Ia, să vedem. M-am simțit și puțin rău. Dar bine că mi-am revenit. Nici să mai joc Granny. Ok, intrăm aici. Uite-ți ea. Aoleu. Am văzut la jocul ăsta. Haide. Scuzați-mă. Hai că nu mai las puțină pauză. N-am ieșit bine pe scări și m-a atacat. Bunicuța m-a atacat. Aoleu, haide. Trebește-te. Nu, hai. Dar mă vede. Să vă spun, am găsit niște easter egg-uri. Am văzut că o să apară la jocul ăsta Granny. Am văzut că o să apară nepoata lui Granny. Adică nepoata bunicii. O să apară. O să vă spun eu. Am văzut niște easter egg-uri. Da, niște easter egg-uri am găsit eu. Au găsit de la easter egg-uri și se spune că să vă arăt. Să vedem dacă a plecat. Au, trebuie să iau cheia. Cheia. Hai. Perfect. Trebuie să ne ducem jos. Hai. O aud. Îmi trebuie aia cheia asta să... Am reușit să scăpăm din casa aia. Oricum este pe dificultatea, tot pe dificultatea. Este pe dificultatea easy. Că dacă dai pe normal și eu, pe extrem, intrăm aici. Sau o să vă arăt și eu. Urcăm repede. Nu știu cum a intrat acolo. Așa. Aici. Să ne luăm astea. Alea cu tranquilizantele. Și să vă arăt ceva. Aici este, mi se pare că e un stup de albine. Aici este ursulețul. În care se spune, aici este ursulețul ăla. Se spune că dacă e ursulețul, vine aia, Granny, bunicuța vine. Dacă e ursulețul, vine. Știu că va veni după tine. Lăsăm astea jos.
Luăm ursulețul și să vă arăt. Uite, uitați-vă. Nu trebuie să mă duc acolo. Ok, aici este ursulețul. Am lăsat puțină pauză. Aici este, se spune că dacă e ursulețul ăsta, și cum am spus, dacă e ursulețul ăsta, apare. Dacă o lași jos, va pleca. Am văzut că... Ce l-am dat dispărut ăla cu un tranquilizant? Bine că am oprit, acum Wi-Fi-ul, bine că am oprit că apărea numai reclame. Ați văzut, a apărut. Trebuie să așteptăm să plece. Că dacă ne atacă iarăși... Când ajutem la... O aud. O așteptăm să plece, o așteptăm. Stați un pic să plece. Uite-o. Hai. Opa, am atins-o. Am atins eu sistemul. Facem puțin. Hai să mă duc jos. Mă duc jos. N-ai zis să nu mă vadă. Am observat ceva aici. Am observat ceva. Dar vreau să vă arăt să luăm ursulețul. Am atins și facecam-ul. La mine că nu mi s-a oprit filmarea. Dacă mă opream, trebuia să o iau de la capăt. Așteptăm să vină. Hai. Perfect. O tranquilizăm. Perfect. Ciocanul, ne trebuie și ciocanul. Dă-te. S-a leșinat. Ciocanul, ne-a trebuit ciocanul. S-a blocat. Să mă duc acolo. Dacă pierd și de data asta... Perfect. Cu și cu corectorul ăsta. Aici e pătuțul, aici se spune că o să apară... Trebuie să mă grăbesc. S-ar putea să se trezească. De aia cu tranquilizant. Vreau să zic.
Lasă mă grepesc prima dată. Dar nu-mi ca să ies din... Haide! Haide, haide! M-am apăsat pe... Perfect. Să mă grăbesc. Haide! Cade. Ziua 4, după aia urmează ultima zi. Mă, trebuia să fiu atent. Las puțină pauză. Ok, suntem aici. Uitați-vă, se aude sunetul. Mamă, s-a trezit acum. Acum a tăcat. Trebuie să o tranquilizăm din nou. Dacă s-a trezit acum, trebuie să o tranquilizăm din nou. O așteptăm să vină. Când o să audeți. Uitați-vă că a apărut. Lăsăm ursulețul jos. Lăsăm aici. Perfect. Ne luăm asta tranquilizant. O așteptăm să plece. Stai așa că a plecat. O tranquilizant trebuie. Așa, hai, hai. Ok, o tranquilizăm. Perfect. Luăm ursulețul. Gata. Ați văzut și voi dacă... Am văzut că avea ochii roșii. Bunica Granny. Hai să ne ducem repede. Să vă arăt. Hai, 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 hai. Du repede aici. Hai, hai, hai. Aici. Hai să punem ursulețul. Punem aici. Hai, odată, măi. Mâine vează ursulețul. Perfect. A dispărut ursulețul. Ați văzut? Păi ați văzut? A apărut aia nepoata. Aia era nepoata lui Granny. Ați văzut și voi. Ați văzut și voi. Aia e nepoata. Să-mi spuneți cine eram. Știu că mulți zicea că era Slendrina, dar era Slendrina, era nepoata bunicii. Știu că era Slendrina. Era nepoata bunicii a fost. Ați văzut și voi nepoata bunicii. Ok, cam încheiem și noi episodul pe ziua de azi. Ok, băieți, cam atât de cu acest episod. Eu am fost Murat și ne mai ajung pe data viitoare. La revedere!